Salutare, prieteni! Astăzi vom vedea cum se decodează o unitate MFD2, o navigație care echipează mașini în grupul VAG. După cum puteți vedea, cere codul, cod pe care eu nu l-am. Pentru a face această operațiune avem nevoie de o interfață CarProg. Eu deja am lipit firele pe prom conform specificațiilor. Și mai avem nevoie de o filă cu noul cod. Eu am luat-o de pe acest site. Aceasta este fila cu codul. Deja am descărcat. Să începem. Deci navigația este pornită. Trebuie să cuplăm CarProg-ul la unitate. Acest lucru a fost făcut. Mai departe, deschidem CarProg-ul. Selectăm fila de unde am salvat-o. După care o scriem în promul unității. Durează puțin. Dăm OK. Decuplăm interfața CarProg. Și încercăm să băgăm codul. Respectiv acesta 1574. Începe. 1, 5, 7, 4. Ok. După cum vedeți, unitatea a plecat. Acum este decodată. Cam asta a fost. Destul de simplu, nu?